ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Vizită istorică în Republica Moldova, președintele francez Emmanuel Macron a ajuns astăzi la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Șoferii care vor depăși limita de viteză admisibilă cu 40 de km pe oră ar putea rămâne pe viitor fără permis de conducere pentru o perioadă determinată de timp. Asta, dar și alte modificări la codul contravențional au fost votate astăzi de guvern. Rușii controlează Severodonețk aproape în întregime după mai bine de o lună de lupte care au distrus cea mai mare parte a orașului. Aceștia încearcă să ia cu asalt uzina chimică Azot, iar președintele Zelenski le cere soldaților săi să reziste. Emmanuel Macron a ajuns la Chișinău și s-a întâlnit la reședința de stat cu președintele Maia Sandu. Colega noastră, Daniela Andreev, se află acolo și vine cu detalii. Să ascultăm declarațiile lui Emmanuel Macron și ale Maia Sandu. Contactele frecvente și productive confirmă caracterul special al prieteniei moldo-franceze. Avem o agendă bilaterală consistentă. Astăzi, guvernele țărilor noastre vor semna trei acorduri importante pentru Republica Moldova. Convenția cu privire la evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, așteptată de oamenii de afaceri din Moldova și din Franța, va fi semnată chiar după această conferință de presă și ne va ajuta pe noi să atragem mai multe investiții franceze în Republica Moldova. Al doilea este acordul privind activitățile Agenției franceze de dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova, prin semnarea căruia lansăm oficial cooperarea pentru dezvoltare dintre Moldova și Franța, pe care am inițiat-o anul trecut. Al treilea acord vizează aprobarea unui contract de credit de 15 milioane euro din partea Agenției franceze de dezvoltare pentru țara noastră. Apreciem acest sprijin bugetar, în special în această perioadă complicată pentru noi. Agenția franceză de dezvoltare și-a anunțat deja intenția de a finanța proiecte în sectoarele energiei regenerabile, feroviar, irigare și aprovizionarea cu apă și canalizare. Cu sprijinul agenției, va fi reabilitat și modernizat tronsonul de cale ferată Chișinău-Ungheni, care deschide perspectiva conectării rețelei feroviare moldovenești la rețeaua europeană. Compania Proparco, parteneră a Agenției franceze de dezvoltare, va oferi împrumuturi avantajoase întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural și în sectorul agricol. Programul de creditare va sprijini aproximativ 3600 de locuri noi de muncă, timp de 5 ani. Mizăm pe cooperarea între Oficiul Național Silvic francez și MOB Silva pentru susținerea programului de reîmpădurire, care este prioritar pentru noi. Franța și Moldova au inițiat un dialog bun în domeniul combaterii corupției, inclusiv în domeniul recuperării activelor furate. Cooperarea dintre țările noastre în ultimul an a permis identificarea mai multor bunuri infracționale originare din Moldova pe teritoriul Franței. Pentru întoarcerea în Moldova a acestor bunuri identificate, trebuie consolidat dialogul instituțional între Centrul Național Anticorupție și Agenția franceză pentru gestionarea și recuperarea bunurilor sechestrate și confiscate. La fel, am inițiat cooperarea dintre Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova și Înalta Autoritate franceză pentru transparență în viața publică. Carabinerii și polițiștii de frontieră din Moldova, studenții Academiei de Poliție, participă la instruiri de specialitate oferite de autoritățile franceze. La rândul lor, polițiștii francezi lucrează alături de colegii lor moldoveni la punctele de trecere a frontierii noastre în cadrul misiunii Frontex. Franța este pentru noi și un partener economic important. În Moldova activează 220 de companii cu capital francez, inclusiv companii mari cunoscute în mai multe domenii.
telecomunicații, tehnologii informaționale, sectorul agroalimentar sau cel industrial. Încurajăm inițiativele companiilor franceze de a investi în domeniul energiei regenerabile în Republica Moldova. Moldova și Franța au dezvoltat pe parcursul anilor o cooperare foarte bună în domeniul educațional și cultural. Moldova este o țară francofonă. Limba franceză e predată în sute de școli din țara noastră. Multe licee din Moldova au clase bilingve, unde o parte din disciplinele școlare sunt studiate în limba franceză. Alianța franceză, care activează în Republica Moldova de 30 de ani, și-a deschis recent al cincilea oficiu în orașul Cahul. Filiere francofone funcționează în 6 universități moldovenești cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei. Avem contacte foarte bune între oameni. Avem o comunitate mare de cetățeni moldoveni stabiliți în Franța la studii sau la muncă. În acest context, suntem interesați să semnăm un acord în domeniul securității sociale. Domnule președinte, timp de 30 de ani, Franța a fost alături de Republica Moldova, inclusiv în perioade dificile, așa cum este perioada prin care trecem acum, având războiul Rusiei împotriva Ucrainei la hotarul nostru. Moldova a condamnat ferm agresiunea militară rusă, am pledat pentru restabilirea păcii. Din prima zi, moldovenii și-au deschis inima și casele pentru sute de mii de refugiați din Ucraina. Instituțiile de stat, societatea civilă, cetățenii de rând s-au solidarizat cu oamenii din Ucraina într-un gest de unitate fără precedent. Aproape 80.000 de ucraineni, copii, femei, vârstnici, rămân și acum în țara noastră. Mulțumim Franței pentru cele 37 de tone de ajutor umanitar destinat refugiaților, cele 17 generatoare electrice distribuite spitalelor din Republica Moldova, dar și pentru decizia de a reloca 2.500 de refugiați. Apreciem de asemenea rolul Franței, care a organizat, alături de Germania și România, platforma pentru susținerea Moldovei pentru a ne ajuta să depășim consecințele războiului și ale crizei energetice cu care se confruntă țara noastră. În pofida tuturor greutăților, vrem să sporim eforturile noastre de a schimba în bine viața oamenilor din Republica Moldova. Am inițiat reformarea sectorului justiției și procuraturii pentru a oferi cetățenilor și mediului de afaceri garanția că drepturile și proprietățile lor sunt protejate. Am început procesul. Acestea au fost primele declarații ale președintelui Maia Sandu cu ocazia vizitei președintelui Emmanuel Macron. Cu mai multe detalii despre vizita președintelui francez vom reveni în jurnalul de la ora 20. Înainte de a ajunge la Chișinău, președintele Franței Emmanuel Macron s-a întâlnit în această dimineață la baza aeriană Mihail Cogălnicianu din Constanța cu liderul de la București, Klaus Iohannis. Șeful statului francez a fost întâmpinat cu onoruri militare, după care a avut o întrevedere tet-a-tet cu președintele Iohannis. Principalul subiect discutat de cei doi șefi de stat a fost situația din regiune. Cei doi șefi de stat au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic româno-francez, aderarea României la spațiul Schengen, dar și despre evoluția situației de securitate din regiune. L-am discutat cu prioritate despre necesitatea consolidării posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, mai ales, sigur, la Marea Neagră. La rândul său, Macron a declarat că Franța dorește să consolideze relațiile pe plan bilateral cu România. Nous travaillons à la demande des autorités roumaines à un ambitieux partenariat de soutien aux forces navales roumaines. Liderul de la Palatul Elisee a ajuns în România aseară, fiind întâmpinat de premierul Nicolae Ciucă. Ulterior, președintele Macron s-a întâlnit cu militarii francezi de la baza militară NATO, unde a ținut un discurs. Nous ferons tout pour continuer à stopper l'effort de guerre russe, à aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens et leur armée et à continuer les négociations. Mais de manière durable, nous aurons besoin de nous protéger, de dissuader, d'être présents. Mai târziu, Macron a luat cină alături de soldații de la baza militară.
Joi, liderul francez ar putea face prima sa vizită în capitala Ucrainei, Kiev, alături de cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi. Președintele Klaus Iohannis li s-ar putea alătura, potrivit unor informații care nu au fost însă confirmate. Un tomograf computerizat de ultimă generație a fost inaugurat astăzi la Spitalul Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Aparatul permite detectarea bolilor în stadii incipiente și diagnosticarea celor mai ascunse maladii. Este un utilaj care ne permite să scanăm practic tot corpul uman, începând cu capul, coloana vertebrală, toracele, să vizualizăm vasele de orice calibru. O parte din investigațiile efectuate de aparatul performant vor putea fi acoperite de polița de asigurare medicală. Cu detalii revenim în câteva clipe în jurnal. Trupele Moscovei continuă asaltul asupra orașului Severodonetsk. Se dau lupte grele, în special în zona uzinei Azot, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din acest oraș cheie. Apărătorii au primit însă un ultimatum să depună armele azi dimineață, iar pentru cei peste 500 de civili adăpostiți acolo, Moscova promite un coridor umanitar. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut compatrioților săi să reziste în Donbass, deoarece rezultatul acestei bătălii va da un indiciu asupra viitorului războiului cu Rusia. Rușii controlează o mare parte din Severodonetsk, transmite Ministerul Britanic al Apărării, precizând că cel mai probabil Moscova nu a anticipat o opoziție atât de puternică. Rusia controlează Severodonetskul aproape în întregime după mai bine de o lună de lupte, care au distrus cea mai mare parte a orașului. Rușii încearcă să ia cu asalt acum uzina chimică Azot. Potrivit șefului administrației din Severodonetsk, până la 560 de persoane sunt refugiate în subteranele uzinei, amintind de situația de la oțelăria Azovstal, care a rezistat timp de mai multe săptămâni în portul Mariupol la Marea Azov. Pentru ei, Moscova susține că va deschide un coridor umanitar, dar îi va duce în Svatove, o localitate pe care o controlează. În ciuda atacurilor, trupele ucrainene vor să salveze cât mai mulți localnici. Sub amenințarea obuzelor care explodau în apropiere, civilii s-au grăbit spre camioanele blindate pentru a scăpa din infern. Ofițerii ucraineni au reușit să evacueze 32 de persoane în trei tranșe pe parcursul zilei. Well, people are taking this chance to get out while they can, but they know this could be a one-way journey. If the Russians take this territory, and they're getting closer all the time, these people may never be able to come back to their city and their homes. Poliția Națională a Ucrainei a prezentat imagini de la o evacuare din orașul Privolie din regiunea Lugansk de pe data de 13 iunie. Bombardamentele au început când poliția a sosit pentru a evacua locuitorii care se adăposteau în subsol. Privolie se află la 20 de kilometri de Severodonetsk. În Bahmut, tot în estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit un hotel și un spital. Ca și Severodonetsk, Lisiciansk este bombardat în continuu. De ce mă tot mirli jidili, u nas soldat, nikogo netu. Ni savoda, netu, nikogo. Pocem oni bombiat? Pocem oni bombiat? Вот pocem oni biut? Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut aseară compatrioților săi să reziste în Donbas. Як і раніше, втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому донбаський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Dacă Severodonetsk cade în mâinile Rusiei, doar un singur oraș din regiunea Lugansk, și anume Lisiciansk, ar mai fi sub controlul ucrainean. Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, chiar dacă rușii se concentrează pe Donbas, aceștia au avansat pentru prima dată în ultimile săptămâni și în regiunea Harkov. Lipsa de artilerie puternică și cu bătaie lungă este resimțită dramatic de ucraineni. Țările occidentale ar trebui să trimită mai multe arme grele Kievului pentru a-l ajuta să lupte împotriva armatei ruse care avansează în estul Ucrainei, a afirmat aseară la Haga secretarul general al NATO Jens Stoltenberg după o reuniune în format restrâns a alianței. În această seară, miniștrii apărării din NATO se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre cum să reacționeze la amenințările de securitate reprezentate de Rusia pe termen mediu și lung, înaintea unui summit de la sfârșitul lunii.
Rezistența ucraineană în Est depinde în întregime de furnizarea de arme grele, a spus la Haga secretarul general al NATO Jens Stoltenberg în cursul unei conferințe de presă cu șefii de guvern din țările de jos, Belgia, Danemarca, Polonia, România, Portugalia și Letonia. Yes, Ukraine should have more heavy weapons and NATO allies and partners have provided heavy weapons now for actually a long time, but they're also stepping up. We need to be prepared for a long haul. There is no way we can predict how and when this war will end. Premierul polonez a spus că Occidentul nu face suficient pentru a sprijini Ucraina. I urge you, I ask you to do much more to deliver weapon, artillery to Ukraine. They need this to defend their country, to defend their territorial integrity and sovereignty. Where is our credibility if Ukraine fails? Can we imagine that Ukraine fails and we revert back to business as usual? I hope not. Ucraina nu încetează să ceară occidentalilor să-i livreze mai multe arme și echipamente militare perfecționate pentru a face față invaziei ruse și reproșează țărilor europene că întârzie luarea de măsuri. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо й у Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть ще небезпечніші. Вони у рази менш точні, а отже у рази більш загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам. Grupul de contact pentru Ucraina se reunește azi la Bruxelles în jurul secretarului apărării americane Lloyd Austin pentru a discuta despre o eventuală accelerare a acestor livrări de arme în marja unei întâlniri ministeriale a NATO în capitala belgiană. Această întâlnire e parte din pregătirile pentru summitul NATO din Madrid, care va avea loc pe 29-30 iunie. Cei 30 de miniștri ai apărării vor discuta azi despre consolidarea prezenței alianței în Europa de Est. Țările baltice, care se învecinează cu Rusia, doresc o prezență permanentă de tip brigadă. O decizie finală cu privire la natura desfășurării NATO se de așteptat să fie luată la sfârșitul lunii iunie la Madrid. Raportul Ucraina-Rusia la artilerie este de ordinul 10-1, afirmă consilierul președintelui ucrainean Mihailo Podoleac. Într-o postare pe Facebook, acesta a scris că Ucraina așteaptă o decizie în legătură cu accelerarea livrărilor de armă grele de către aliații săi occidentali. Raportul Ucraina-Rusia la artilerie este de ordinul 10-1. Primesc zilnic mesaje de la combatanții noștri care spun: rezistăm, spuneți-ne doar când vor veni armele. Transmit și eu întrebarea. Bruxelles, așteptăm o decizie, a scris Mihailo Podoleac pe Twitter. Consilierul președintelui Zelenski a făcut aceste declarații cu puțin timp înainte reuniunii de la Bruxelles, la care iau parte lideri din țările NATO și secretarul american al apărării Lloyd Austin. Ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov urmează de asemenea să participe. Ucraina, ale cărei forțe sunt în dificultate în fața Moscovei în Donbass, cere în permanență mai multe arme grele de la aliații săi. Până acum ar fi primit aproximativ 10% din armele pe care le dorește de la Occident, susține Ministerul Apărării de la Kiev. Дійсно, зараз потрібно ставити питання про те, щоб були встановлені чіткі терміни, тому що кожен день зволікання таких поставок – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей, цивільного населення, це зруйновані українські міста. Україна a făcut apel către Occident la paritate în privința armelor grele. Conform consilierului prezidențial Mihailo Podoleac, Ucraina are nevoie de 1000 de obuziere calibru 155 de mm, 300 de sisteme de lansatoare multiple de rachete MLRS, 500 de tancuri, 2000 de vehicule blindate și 1000 de drone. Țările occidentale au promis cantități mari de ajutor militar și umanitar de când Moscova și-a lansat atacul asupra Ucrainei. Cu toate acestea, luptătorii ucraineni sunt acum lipsiți de muniții de bază, cum ar fi obuzele de artilerie. De la începutul războiului, țările membre ale NATO au trimis în Ucraina echipamente militare în valoare de peste 7,5 miliarde de euro, dintre care 4,3 miliarde de euro provin din SUA. Marea Britanie a promis 880 de milioane de euro, în timp ce Uniunea Europeană a alocat 2 miliarde de euro. SUA au promis Ucrainei un ajutor de peste 42 de miliarde de dolari. După ce problema rândurilor kilometrice de camioane de la vămile moldo-române a fost soluționată, tirurile au format cozi și la posturile vamale moldo-ucrainene. Despre asta a anunțat astăzi premierul Natalia Gavriliță în debutul ședinței guvernului. Cunoaștem că la hotarul între Ucraina și Republica Moldova este o aglomerare de camioane în continuare. O să treacă majoritatea acestui flux
prin, pe cale terestră, prin Republica Moldova inclusiv, pentru că nu, nu sunt disponibile porturile maritime din cauza războiului. Și aceasta a adus o perturbare semnificativă în lanțurile logistice mondiale. De aceea eu vă rog să rămânem alerți. Reprezentanții serviciului Vamal ne-au spus că ieri la Vama Tudora era un rând de 100 de camioane, astăzi însă sunt în jur de 20. Se întâmplă pentru că acest punct de trecere este cel mai solicitat. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la Poliția de Frontieră, însă responsabilii de acolo nu ne-au răspuns la telefon. Săptămâna trecută, la posturile vamale de la frontiera moldo-română s-au format rânduri kilometrice de camioane. Ieri problema a fost rezolvată grație unor echipe mixte de control. Șoferii care vor depăși limita de viteză cu cel puțin 40 de km pe oră riscă nu doar amendă și puncte de penalizare, dar și ridicarea permisului de conducere de la 30 până la 105 zile. Pentru a recupera acest act, conducătorii auto vor trebui să susțină un examen și să demonstreze cunoașterea regulilor de circulație rutieră. Cei care vor pica examenul vor rămâne fără permis de conducere pentru încă 30 de zile. Aceste modificări la codul contravențional au fost aprobate astăzi de guvern, iar pentru a intra în vigoare urmează să fie votate în Parlament. Potrivit proiectului, șoferii care vor depăși limita de viteză cu cel puțin 40 de km pe oră ar putea fi amendați cu 1.800 de lei, ar putea primi 5 puncte de penalizare și ar putea rămâne fără permis de conducere de la 30 până la 45 de zile. Conducătorii auto care vor încălca limita de viteză până la sau mai mult de 80 de km pe oră ar putea rămâne fără permis de conducere între 90 și 105 zile. Cei care vor depăși repetat limita de viteză pe parcursul acelui an ar putea fi amendați cu până la 10.000 de lei și le-ar putea fi suspendat dreptul de a conduce mașina până la 180 de zile. Proiectul a fost prezentat guvernului de ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, care a spus că încearcă astfel să-i responsabilizeze pe șoferi și să reducă numărul de accidente rutiere. Cauza pentru producerea accidentelor rutiere reprezintă fenomenul conducerii mijloacelor de transport cu depășirea limitei de viteze. Pe parcursul anului 2021, din cauza conducerii mijloacelor de transport cu viteză excesivă, au fost înregistrate și examinate în total peste 800 de accidente rutiere soldate cu decese a 122 de persoane, aproape 1.000 fiind traumatizate. Ar putea fi făcute modificări și pentru redobândirea permisului de conducere. Astfel, cei care vor rămâne fără acest act vor trebui să susțină un examen pentru a demonstra că știu regulile de circulație rutieră. Cei care nu-l vor susține vor rămâne fără permis de conducere pentru încă 30 de zile. Modificările la codul contravențional urmează să intre în vigoare după ce vor fi votate în Parlament. Agenția franceză de dezvoltare va oferi țării noastre un credit în valoare de 15 milioane de euro. O decizie în acest sens a fost votată astăzi la ședința Guvernului. Ministrul Finanțelor Dumitru Budeanschi a spus că banii vor fi folosiți pentru finanțarea necesităților bugetului de stat. Domnul Budeanschi, este deja inclus în buget această sumă? Da. Deci este pentru suport direct bugetului și cheltuielile pe care le facem, inclusiv acele investiții în satul european sau în subvenționarea în agricultură sau proiectele energetice, în alte proiecte energetice. Transport. Exact. Deci ne permite spațiu fiscal ca să putem utiliza acești bani pentru investiții. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Vă mulțumesc, aprobat. Acordul dintre Moldova și Agenția franceză de dezvoltare va fi semnat astăzi de ministrul de externe Nicu Popescu și omologul său francez, care a venit la Chișinău. Creditul este oferit pentru o perioadă de 15 ani cu o rată fixă de 1,38% anual. Banii vor veni într-o singură tranșă până în luna noiembrie acestui an. O scrisoare cu semnăturile mai multor medici, în care vicedirectorul spitalului Gheorghe Paladi din capitală este acuzată că ar favoriza unii angajați și i-ar da afară pe alții, a fost expediată în adresa primăriei. Cu regret, acele date din scrisoarea colegilor de la spital sunt adevărate. Am rugat managementul spitalului toată această perioadă să ia atitudine, să corecteze lucrurile. Cu regret, nu s-a întâmplat. Am avut mai multe plângeri și în cadrul direcției și la primărie.
cum a reacționat angajata vizată la aceste acuzații, dar și directorul spitalului aflați în continuare la știri. De astăzi, la Spitalul Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, pacienții vor putea beneficia de un tomograf computerizat de ultimă generație. Aparatul permite diagnosticarea maladiilor ascunse și detectarea problemelor de sănătate în stadii incipiente. Tomograful costă 12 milioane de lei, iar o parte din investigații vor putea fi acoperite de polița de asigurare medicală. Cu ajutorul acestui tomograf computerizat, valoarea căruia este de 12 milioane de lei, medicii de la Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail vor putea depista cele mai ascunse maladii. Aparatul a fost instalat acum o lună, iar de atunci de el au beneficiat 25 de pacienți. Este un utilaj care ne permite să scanăm practic tot corpul uman, începând cu capul, coloana vertebrală, toracele, să vizualizăm vasele de orice calibru, vasele coronariene, medova spinării și așa mai departe. Este un utilaj care permite să efectueze imagini de rezoluție înaltă, fine, pentru a ne depista cele mai ascunse patologice lucruri ale organismului uman. Potrivit specialiștilor din cadrul spitalului, noul aparat va spori performanța diagnozelor, întrucât dispune de un sistem modern de evaluare și emană un grad mic de radiație, ceea ce va permite efectuarea unor investigații inofensive. Este o lazer extern, în el poziționăm cu propriul azi punctele care nu trebuie scanate. Adică masa o poziționăm înăuntru la carte. Zilnic, acest aparat poate efectua investigații în cazul la circa 10 persoane. Pacienții vor putea deseria conform catalogului tarifelor unice, care este stabilit de guvern, dar va fi posibil de efectuat și pacienți contraplată la solicitarea sigură a pacientului conform indicațiilor medicului. Acea aparate în Republic sunt mai multe, dar asta este ultima generație, mai bine dotat, cu diferite softuri adăugătoare, care permite multe investigații care nu se fac cu alte aparate. Proiectul a costat circa 12 milioane de lei, banii fiind alocați de Primăria Capitalei. Administrația Universității Tehnice din Moldova se arată îngrijorată de faptul că în preajma instituției ar putea apărea un complex locativ multietajat. Rectorul cere primăriei să se autosesizeze și să nu permite ridicarea imobilelor, așa cum acestea ar urma să supraaglomereze zona care are destinație comercială în prezent. În replică, primăria afirmă că Viorel Bostan putea să se adreseze direct instituției fără a face public cazul și că schița de proiect a companiei de construcții încă nu a fost înregistrată de Consiliul Urbanistic, anul trecut fiind respinsă. Construcția a 4 blocuri locative cu 18 etaje, cu 16 etaje, cu 14 etaje, ceea ce va duce la, în opinia colegilor mei, la o crimă urbanistică. De ce? Fiindcă această zonă este o zonă destinată spațiilor comerciale și amplasarea a mai multor sute de apartamente în această zonă va pune o presiune extrem de mare și pe rețele inginerești, și pe trafic, și pe această zonă. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei povestește că proprietarul lotului de pământ de pe strada Studenților 7/5 din sectorul Râșcăni al Capitalei, unde în prezent este amplasat un fost cinematograf care acum găzduiește refugiați ucraineni, intenționează să solicite Consiliului Urbanistic al Primăriei schimbarea planului urbanistic zonal. Mai exact, să fie modificată destinația terenului din zonă pentru spații comerciale în zona rezidențială. Pe lângă clădirile uriașe care ar urma să apară în perimetrul spațiilor verzi ale Universității, Viorel Bostan spune că regiunea va fi sufocată de mașini, pentru care nu există locuri suficiente de parcare. Această schiță este ceea ce ne-a prezentat nou agentul economic. Sunt indicate mai multe locuri de parcare, iarăși invocându-se ideea că sunt suficiente locuri de parcare, ceea ce este total greșit. Astfel, administrația instituției se arată îngrijorată de faptul că firma de construcție ar putea obține până într-un final autorizația, iar blocurile de locuit să apară în zonă. Noi avem relații de lucru cu primăria, am zis totuși să facem publică această adresare ca și publicul larg să știe
că un agent economic intenționează să ceară schimbarea puzului pentru această zonă. O schimbare, dacă va fi acceptată de Consiliul Urbanistic, va fi una catastrofală pentru zonă. Primărie să țină cont de opinia noastră publică, să fim cât mai transparenți. În replică, reprezentanții primăriei susțin că subiectul nu are substanță juridică și că proiectul de schiță nu a fost înregistrat încă la Comisia de Specialitate a Primăriei Chișinău. Este un mesaj fals într-un apel public emis de către o instituție de stat și nu este clar scopul acestor insinuări. Lucrările puteau fi precizate într-un simplu apel în contextul în care există și o colaborare bună la nivel de primărie și UTM. Se arată în comunicatul Primăriei Chișinău, care precizează că va reveni cu un răspuns mai amplu la apelul instituției ulterior. Directorul companiei de construcții ne-a spus că a avut o întrevedere consultativă cu administrația UTM-ului, în cadrul căreia l-a informat pe rector despre planurile sale. Cât despre schița de proiect, compania intenționează să o înainteze Consiliului Urbanistic luna viitoare, după ce anul trecut documentul a fost respins pentru ca în proiect să fie făcute unele modificări. Ședințele de la Curtea de Apel Chișinău au fost întrerupte în această dimineață după ce un bărbat a sunat la poliție și a anunțat că în instituție a fost plasat un obiect explozibil. După mai multe verificări, oamenii legii au anunțat că alarma este falsă. Potrivit poliției, apelul a parvenit în jurul orei 10. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. La fel au fost solicitați angajații secției tehnico-explozibile pentru a verifica clădirea. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar persoana vinovată riscă închisoare de până la 2 ani. Vicedirectorul medical al Spitalului Gheorghe Paladi din Capitală este acuzată de un șir de nereguli de către alți angajați. O scrisoare în care se arată că adjunctul șefului instituției ar fi luat mită și ar fi dat afară mai mulți subalterni a fost expediată în adresa primăriei, iar șeful Direcției Sănătate spune că știa despre aceste încălcări și că încearcă să ia măsuri de mai mulți ani. Vicedirectorul acuzat a refuzat să comenteze azi acuzațiile, în timp ce directorul instituției ne-a spus că informațiile din scrisoare sunt false. Scrisoarea adresată primarului Capitalei, care a fost expediată și redacției ProTV, ar fi fost semnată de peste 20 de angajați medicali din cadrul Spitalului Gheorghe Paladi. În text, lucrătorii medicali își exprimă nemulțumirea față de vicedirectorul medical pe probleme obstetrical-ginecologice Alina Bejan. Potrivit scrisorii, angajat ar fi favorizat unii lucrători, luând mită de la ei, iar pe alții nu i-ar fi lăsat să participe la intervenții chirurgicale. Totodată, ei spun că în cazul în care se plângeau administrației spitalului, vicedirectorul vizat îi intimida și îi îndemna să demisioneze. A mers astăzi la Spitalul Gheorghe Paladi pentru a obține o reacție la aceste acuzații. Alina Bejan a refuzat să ne ofere un comentariu în fața camerei de luat vedere, însă la telefon ne-a spus că acuzațiile sunt false. Eu nu dau nicio comentariu. Da, vrem să ne spuneți ce părere aveți despre această scrisoare trimisă din mass media de medici, de colegii dumneavoastră. Nici colegii săi din cadrul instituției nu au vrut să vorbească cu presa, iar pe cei care au semnat petiția nu am reușit să-i găsim. La această scrisoare care a fost publicată în presă? Nu, nu s-a presă. Dar ar fi fost iată. Nu știu și nu mă interesează vârfele din spital sau de vârfele din grup. Nu știu, dacă ar fi ceva sincer și onest, ar trebui să-i scălească și să spună cine a scris scrisoare. Directorul instituției medicale spune că semnăturile care apar în scrisoare sunt false, iar toată informația nu are la bază dovezi, deși o investigație în acest sens nu a fost desfășurată deocamdată. Din ce am citit și ne-am informat, sunt niște falsuri. Cum a fost stabilit? Pentru că tot ce e scris acolo sunt falsuri. Totuși, conducerea spitalului admite că unii angajați medicali nu sunt lăsați să facă parte din echipa chirurgicală din cauza preferințelor vicedirectorului medical. Noi urmărim calitatea actului medical. De ce echipa se face în dependență de experiența medicilor care activează, de compatibilitatea lor într-o echipă ca să lucreze, așa, de capacitatea de a interveni într-un caz de urgență. Despre luarea de mită, directorul spune că nu știe nimic. Între timp, șeful Direcției Sănătate din Capitală spune că știe despre neregulile din instituție de mai mult timp. Cu regret, acele date din scrisoarea colegilor de la spital sunt adevărate. Am rugat managementul spitalului toată această perioadă să ia atitudine, să corecteze lucrurile. Cu regret nu s-a întâmplat. Am avut mai multe plângeri și în cadrul direcției și la primărie. Ieri contractul de muncă pentru funcția de vicedirector medical a expirat, însă Alina Bejan rămâne a fi angajată a instituției și doar directorul spitalului o poate demite. Între timp, funcția de vicedirector a fost ocupată de un alt medic din cadrul spitalului. Șeful Direcției Sănătate spune că a fost deschisă o anchetă în baza plângerii depuse la primărie, iar cazul va fi monitorizat și cercetat.
Cățelul erou din Ucraina, Patron, a fost cumpărat inițial pentru a participa la expoziții. Într-o zi, patrupetul și-a însoțit stăpânul la locul de muncă și a înțeles imediat că vrea să devină genist. З малку я його привчив до підривів. Тобто я його тримав перших 2-3 підриви, я його притримав, потім він все зрозумів. De la începutul războiului și până acum, Patron a descoperit peste 250 de mine. Cu detalii despre cățelul curajos revenim imediat. Prețurile la carburanți au luat o razna în toată Europa. În Italia, un litru de benzină a ajuns la un nivel record și costă peste 2 euro, în timp ce în Belgia, Austria, Franța și Grecia, benzina deja a depășit acest preț. Europenii spun că sunt nemulțumiți de faptul că autoritățile nu fac nimic și motivează aceste majorări prin consecințele războiului din Ucraina. Experții cred că pe undeva e vorba și de speculații și sugerează un control mai mare asupra companiilor energetice. În Italia, un litru de benzină costă astăzi 2,14 euro, preț înregistrat pentru prima dată în această țară. Federația Italiană a Managerilor de Combustibili a cerut să fie introdusă temporar reglementarea guvernamentală a prețurilor. E o macchina benzina, quindi chiaro, incide sul costo familiare il doppio. Così come le bollette, tale quale, un problema generalizzato. Un rezervor plin în Bosnia și Herzegovina este mai ieftin decât în țările vecine. Un litru de benzină costă 1,60 euro. Acolo autoritățile au anulat accizele la benzină, motorină, ulei de motor, kerosen și păcură până la sfârșitul anului. Dar nu toată lumea simte efectul măsurilor luate. Non so se tutto questo sia dovuto alla guerra. Forse è una crisi globale artificiosa, ma non va bene che i prezzi siano aumentati del 70%. Non lo so con esattezza. Potrivit economiștilor, prețurile ridicate ale combustibilului duc la o criză de consum. When you have such a budget constraint, every citizen's... Quando si ha un tale vincolo di bilancio, ogni cittadino dispone di una quantità limitata di reddito e questo influenzerà le altre entrate, la spesa per altri beni e diminuirà l'attività economica nel periodo futuro. În Germania, în ciuda subvențiilor de stat, prețurile actuale provoacă nemulțumiri în rândul multor șoferi. Alles nur mit dem Krieg in der Ukraine zu begründen, dass eben europäische und andere Gasgesellschaften massiv die Preise erhöhen, das ist für mich Marktmissbrauch. Und dann ist für mich die Frage, wann sollte denn ein Kartellamt dann zuschlagen? Bei sowas noch nicht? Potrivit experților, manevrele de preț suspecte pe piețele energetice au fost observate chiar înainte de începerea războiului din Ucraina, când economia mondială a revenit din nou după pandemie de COVID-19. UE caută modalități de a-și reduce dependența de energia rusă și a semnat un acord cu Israelul. Acesta va permite pentru prima dată exporturi semnificative de gaz israelian în Europa. Israelul va exporta gaze naturale într-o conductă către Egipt, unde va fi transformat în gaz natural lichefiat, apoi livrat statelor membre UE. Israelul lucrează din greu pentru a putea exporta o parte din vastele sale resurse de gaze offshore în Europa, care încearcă să înlocuiască achizițiile de combustibili fosili din Rusia. După invazia Ucrainei la sfârșitul lunii februarie și sancțiunile împotriva regimului președintelui rus Vladimir Putin. We want to boost our energy cooperation with Israel. The European Union was the biggest, most important client from the supplier Russia, oil, gas and coal. But with the beginning of this war and the attempt of Russia to blackmail us through energy by deliberately cutting the energy supplies, we decided to cut off and to get rid of the dependency of Russian fossil fuels. Israelul are la dispoziție trei mari opțiuni pentru a exporta o parte din gaze în Europa. Transportul gazului său natural în Egipt, un vecin cu care deja este legat printr-o conductă, apoi lichefierea acestuia și transportul maritim în Europa. Construirea unui gazoduct către Turcia, care este legată de bătrânul continent, sau construcția unei noi rute de hidrocarburi direct către sudul Europei. Organizația Mondială a Sănătății va convoca o reuniune a comitetului său de urgență pentru a decide dacă variola maimuței, boala care a început să se răspândească în Europa, reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional. Totodată urmează să se stabilească dacă această boală va fi redenumită, actuala denumire fiind considerată discriminatorie. Între timp, România anunță un al treilea caz confirmat de variola maimuței. Comitetul de urgență al OMS urmează să se întrunească la data de 23 iunie pentru a discuta despre numărul sporit de infectări cu variola maimuței. The global outbreak of monkeypox is clearly unusual and concerning. It's for that reason
that I have decided to convene the emergency committee under the international health regulations next week. Acesta este cel mai înalt nivel de avertizare emis de OMS, care în prezent se aplică doar în cazul pandemiei de coronavirus și al poliomielitei. Potrivit directorului OMS, creșterea numărului de cazuri de variola maimuței este îngrijorătoare și trebuie controlată. WHO's goal is to support countries to contain transmission and stop the outbreak with tried and tested public health tools, including surveillance, contact tracing and isolation of infected patients. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății spune că lucrează cu experți pentru a găsi o nouă denumire pentru variola maimuței. Decizia vine după ce peste 30 de oameni de știință au scris săptămâna trecută despre necesitatea urgentă de a găsi o denumire nediscriminatorie și nestigmatizatoare pentru virus și boala pe care o provoacă. Între timp, România a anunțat un al treilea caz de variola maimuței la un bărbat de 31 de ani din București. Potrivit OMS, până în prezent există peste 1600 de cazuri confirmate, 1500 de cazuri suspecte și 72 de decese provocate de variola maimuței. Cățelul Geniț, pe nume Patron, din Ucraina, a devenit un simbol al rezistenței ucrainene în fața invaziei ruse, a fost cumpărat inițial pentru a participa la expoziții. Despre asta a povestit stăpânul patrupedului, care a descoperit întâmplător abilitățile de genist ale animalului. Bărbatul genist și el de meserie a luat patrupedul de câteva ori cu el la muncă și a aflat că are toate capacitățile pentru a-i deveni coleg. Patron, Cânele Erou din Ucraina, este cățelul șefului unei echipe de geniști a armatei ucrainene, Mihailo. Bărbatul spune că Patron nu a fost antrenat pentru operațiuni de detectare a bombelor și că a fost cumpărat inițial pentru a-i ține companie fiului său și pentru a fi dus la expoziții. Pentru că băiatul nu i-a acordat destul atenție patrupedului, Mihailo a decis să-l ia pe Patron la muncă cu el. Так получилось, що він постійно з нами їздив, ходив по боєприпасам, щось нюхав, щось шукав, щось копав. Змалку я його привчив до підривів. Тобто я його тримав перших 2-3 підриви, я його притримав, потім він все зрозумів. І після того, якщо йдуть підриви, він навіть не дергається, нікуди не біжить. Він просто знаходиться рядом. Cel deosebește de alți câini este faptul că este mic și ușor, iar acest fapt îi permite să poată merge cu ușurință pe câmpurile minate. Так, вага в нього невелика, і навіть якщо він забіжить на протипіхотну міну, вона не спрацює від нього. Бо зусилля нажаття йде від 5 кілограм, а він у нас 4 кілограми. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Patron a devenit unul dintre simbolurile rezistenței ucrainene și unul dintre cele mai îndrăgite personaje, având și pagini pe rețelele de socializare. Contul de Instagram al cățelului Erou este urmărit de peste 200.000 de utilizatori, iar filmulețele de pe contul de Twitter au adunat mii de vizualizări. Pentru curajul și devotamentul său, Patron a fost decorat de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. De la începutul invaziei și până acum, Patron a descoperit peste 250 de mine datorită simțului său ascuțit. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!